Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit alături de mine în platou. În această seară este colegul meu Ionuț Florea. Bună seara, Ionuț! Bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Alice! Bună seara! Și alături de noi, Cristi Pulhac. Bună, Cristi! Ce mai faci? Bună, Alice! Îmi pare bine să te văd și pe Ionuț, bineînțeles! Hai că stăm de vorbă mai pe larg, că avem câteva subiecte de dezbătut astăzi, dar înainte de asta mergem la colegii noștri de la Sport Total FM, unde Narcis Drejan își începe emisiunea Fluier Final și acum, așa cum v-am obișnuit în fiecare seară, mergem să vedem exact ce au ei de dezbătut, pentru că în 3 ore sunt convinsă că au foarte multe subiecte. Bună seara, Narcis, ce faci? Bună seara, bună seara, Alice, și bine v-am regăsit pe voi, radioascultătorii Sport Total FM și pe telespectatorii de la Metropola TV. E bine, 3 ore care pot deveni 6 ore, în condițiile în care rămânem la UEFA Champions League. E bine, avem foarte, foarte multe de discutat, ca în fiecare seară. La noi apar subiectele chiar dacă apare un singur român într-un singur loc, nu contează, accidental sau pur și simplu, cum spunea Ilie Dumitrescu, fortuit. Întâmplător, nu fi confundat cu forțat. E bine, aseară Octavian Șovre se duce la Erling Braut Haaland și solicită un autograf și toată România are o părere despre asta. Înțelegem că la Sebastian Colțescu, am spus-o și atunci, nu este vorba despre rasism, era vorba despre un lost in translation. Da? Exact ca atunci când te duci la Londra și ești cu soția sau cu prietena, iubita, amanta, orice o fi și îi spui, lasă că să vezi eu ce îți fac eu ție acasă. Și probabil că englezul îți va spune, uite cum vorbește nenorocitul ăsta cu femeia de lângă el, cu îți fac eu ție. Cam așa a fost și atunci cu Sebastian Colțescu, numai că un simplu lost in translation care putea fi evitat, dar la mulți ține și de educație și de inteligență emoțională și de inteligență rațională. Însă știm și noi cum e planul. Până la urmă, Octavian Șovre, eu sunt ferm convins că a procedat normal. A fost un gest uman, un gest pe care nu prea mai vedem pe terenurile de fotbal și mi-a plăcut foarte mult imaginea. Ce a apărut după aceea este incredibil, voi dezbate în această seară și cu Viorel Grigoroiu. Și aș vrea să discutăm un pic și despre o carte care și astăzi caută răspunsuri. Nu neapărat cartea, ci subiectul în sine. Nadia Comăneci, Plecarea de la sfârșitul lui noiembrie 1989, înainte de Revoluție, cu câteva zile, putem spune, cu 3 săptămâni înainte de Revoluție, plecarea Nadiei și ajungerea ei în Statele Americii într-un timp record. Pleacă la 29 noiembrie, fuge din țară, la 2 decembrie deja era în conferință de presă cu americanii. Cartea lui Stejerel Olaru, istoric, la care nu încearcă foarte, foarte mult să romanceze, ne explică de fapt că România acelor vremuri te obliga să pleci. Ce-i drept, eu sunt ferm convins că și o să discutăm în această seară, pentru că tocmai am terminat de citit cartea care va fi lansată sau că a fost lansată astăzi, numai că se putea face precomandă pe mai multe ediții, și vreau să vă spun că nimeni nu își pune întrebarea cât de ușor a putut să plece Nadia Comăneci. După ce citiți Nadia Securitatea, vă veți da seama că, de fapt, Nadia Comăneci nu avea cum să fugă fără aprobarea cuiva din această țară. Gândiți-vă că părinții erau filați de securiști. Erau microfoane în toate locurile pe unde se afla Nadia Comăneci. Preparatorul fizic, Gheza, care a fugit și el în 81 cu Bela Caroli, e bine, sau 91, parcă au plecat în America, ceva de genul ăsta, parcă au rămas aici și au plecat în 91, după Revoluție. În fine, veți vedea că Gheza era un turnător infect, o mizerie umană, care și atunci când îi se cereau note informative le dădea. Și mie mi-e foarte greu să cred că o personalitate, cum era Nadia atunci, care avea 28 de ani, era sportiva care se mândrea o țară, care se mândrea un regim, pe care Ceaușescu o iubea pentru tot ce făcuse. Și mai ales că era un ambasador excepțional într-un regim care se baza foarte mult pe imaginea sportului. Eu cred că după ce citiți Nadia și Securitatea, vă veți da seama că de fapt toate acestea au făcut parte așa dintr-un plan uriaș de a
duce spre amintita Revoluției în 1989. Dar o să dezbatem aici. Mulțumesc mult de tot, Alice. Succes ție și invitaților. Îl salutăm și pe Cristi Pulhac. Îl așteptăm și aici la radio să râdem. Numai bine, seara plăcută să aveți și rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM. Mulțumim tare mult, Narcis. Iată, am făcut și un pic de istorie, nu-i așa, cu Narcis în seara asta. Avem așa câte o pastilă odată pe săptămână. Bine, e cu siguranță foarte interesant subiectul legat de Nadia Comăneci. Probabil că cine știe care sunt cu adevărat de desubturile acelei situații. Dar v-am văzut pe amândoi. De fapt, cu toții ne amuzam de modul pastelat în care a descris Narcis. Bine, asta e stilul lui, așa, al lui Narcis. Eu îl respect foarte mult, îmi place foarte mult, dar chiar n-am întâlnit săptămâna trecută și am mai povestit puțin. Îmi place cum e el, îmi place că e un om direct și, în primul rând, că e și foarte documentat din toate punctele de vedere. Și din toate sporturile, Cristi. Și din toate sporturile. Noi, dacă ne axăm mai mult fotbal, el e enciclopedie. Da, noi îl luăm așa puțin din fiecare, dar ceea ce spune el cu cartea care e cu Nadia, da, eu nu cred și cred în asta, pentru că era foarte greu să pleci din țară în momentul respectiv. Și da, sunt multe povești cu Nadia și referitor la posibile relații cu fiul dictatorului, deci avem multe decizii. Și oricum era foarte greu să pleci și țin minte și acum, adică eu din ce mai aduc așa puțin aminte, dar ți era frică să vorbești și pe stradă, în primul rând. Adică ca să pleci din țară în momentul respectiv era destul. Exact cum a zis și el, plecau numai sportivii și cei care reușeau să plece, clar, plecau doar cu niște acorduri foarte bine semnate. Bine, acum realitatea cred că o știu doar ei, doar cei implicați, probabil că noi, publicul larg, s-ar putea să aflăm lucrurile astea ceva mai târziu sau când va fi, cine știe cum, poate prea târziu, dar haideți să ne întoarcem la fotbal, nu? Pentru că acolo mai interesant. Nu, dar între acolo parcă e mai multă veselie. Și avem și un fost mare fotbalist printre noi, Alice. Deci area de expertiză e clar. La nivel global. Exact, e bine stabilită, oricum o să o luăm. Haideți să începem cu Liga 1, să vorbim despre meciurile din Liga 1, pentru că e strânsă lupta, clasamentul pentru cei care se bat la locurile de play-off este acolo foarte strâns, la egalitate de puncte sau la o diferență minusculă de doar 2 puncte și au câte ceva. Haideți să vorbim despre meciurile din weekend și, bineînțeles, haideți să începem cu meciul de la CFR Cluj. Cu cei de la Dinamo, nu-i așa, Cristi? Pentru că acolo ne 2 cartonașe roșii, mulți spun că poate s-a comis o nedreptate sau că domnul Bârsan n-a fost neapărat cel mai pe fază, cum se zice. Da, bine, venim vorba și făcând o glumă, la omul sărac nici băi nu trag ceva de genul. Nu te ajută chiar nimic. Adică, nu știu, ceea ce se întâmplă la Dinamo în ultimul timp, mi se pare că e de domeniul fantasticului, adică și cu jucătorul care l-a prins dopat, problemele cu judecata, cu Cortasero, acum tot la fel, arbitrii parcă ar avea ceva împotriva lor. Adică mi se pare ceva, nu știu, puțin... Da, cum ai văzut fazele? Fantastic. Bănuiesc că ai văzut meciul. Am văzut meciul, da. Bine, acum... Ce pot să spun? Și CFR-ul a avut câteva ocazii și chiar a dominat meciul. Acum, cele 2 roșii se par justificate? Faultul al doilea lui Alcântara? Bine, Se pare că îl calcă pe tendon. Nu știu de ce toată lumea a sărit. E o intrare negligentă. Și eu am pățit-o în timpul meu. Fără să vrei. Intensitatea mea nu mi s-a părut chiar atât de gravă din punctul meu de vedere, pentru că nu s-a văzut că a fost cu intenție. Problema că acum, ne fiind spectator, depinde și cât de mult țipă adversarul în momentul când te lovit. Și atunci poate să influențeze puțin brigada de arbitri, pentru că eu știu și momentele alea, când ții mai tare, puțin trebuie parcă ești puțin... Trebuie să mai fii și actor puțin, să ai și ceva veleități în zonă. Da. Și atunci puțin depinde. Dacă arbitru, mai fost și cazuri în care arbitrii au fost depășiți într-un fel de situații. Dar aici era problema și de public și de presiunea care o creau conducătorii care erau pe vremea respectivă. Dar aici, eu zic că a fost un meci destul de greu pentru el și au fost câteva decizii destul de eronate, din punctul meu de vedere. Adică, Dinamo nu cred că merita, adică trebuia să fie un meci lăsat să fie mai dur, elaborat. Probabil că ar fi avut aceeași finalitate, mai mult sau mai Dinamo a rezistat eroic, Alice, a luat gol târziu, în minutul 80. Da, știi cum e? Și eu când, de exemplu, am mai rămas în 10 oameni sau în 9, parcă ne mobilizam mai mult, nu știu cum să spun, eram mult mai determinat. Acoperi terenul cu 2 oameni minus, adică nu vin peste tine, nu încearcă să scoată jocul la margine,
Ceea ce și-a zis ce și întâmplat exact. De câteva ori, dar nici ce fel, nu mai au jucătorii care aveau de mult să pună presiunea atât de mare. Și atunci, ratând, au avut și vreo două ocazii destul de mari prin Omrani, înainte de golu, dar o echipă când rămâne în 10 oameni, se mobilizează mai mult decât în 19. De nevoie. De nevoie, da. Pentru da, se mobilizează și automat au încrederea în ei că măcar se scoate un rezultat de egalitate. Și atunci... Auzi, mă gândeam să fac o glumă. Unii se mobilizează. Unii. Dacă ne uităm la Naționala României în meciul cu Armenia. Da, așa da. Trecem mai departe. Dacă vrem, putem să ne întoarcem și la meciul ăla. Ne întoarcem, avem atâta da? Timp să vorbim despre okay. toate, da. Cristi, da, Dinamo e pe loc de baraj în momentul de față. Singurul plus ar fi că, din punct de vedere al licenței, lucrurile stau în regulă. Crezi că sportiv sunt motive de îngrijorare? Pentru că, iată, nu reușește să câștige și mai rău, nu reușește să marcheze. Dinamo are momente în care arată bine, dar, per total, rezultatele nu apar. Și, iată, Gigi Mulțescu este la al doilea meci, dacă nu mă înșel, de când a venit la Dinamo și încă nu a găsit cheița. Chiar dacă la Cluj a fost un meci special, pentru că era greu și lui să gestioneze situația cu doi oameni minus. Da, Dinamo... Dacă luând așa puțin jucătorii în parte, au jucători mai valoroși decât celelalte echipe. Mă refer aici ca Iașu sau, eu știu, Chindia. Dar uite și Chindia acolo e destul de e bine deja, în clasă. Da, 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 foarte bine în clasă. Eu nu mă așteptam, care anul trecut au avut problemele. Sunt care pe locul 7 chiar. Da, adică sunt acolo. Ceva se întâmplă. Dinamo are linie de mijloc extraordinară, Cristi, da. Cu Anton, cu Răuță, cu Fabrini, cu Sorescu, care dacă e puțin urcat în da. Linia de mijloc acolo, unde el dă cel mai bun. Lipsește un atacant de care, Nemeț, nu mai e jucătorul care a fost acum 3 ani cât a fost, sau când a fost la Dinamo. Nu un om care să marcheze goluri. Nu au marcatori. Acolo doar dintr-o sclipire sau o greșeală adversarului. Adică, hai să ne uităm puțin ca atacant. Nemeț a jucat, în afară cât a fost accidentat, majoritatea meciurilor ca titular. Și ținut în teren, indiferent că a jucat prost sau bine. Și nu știu dacă cred că are doar un singur gol. Chestia că ai niște jucători. Ai un Sorescu care îți vine tot timpul cu centrări. Ai un Fabrini care scoate om din joc și automat îți oferă posibilitatea unei pase decisive. E greu, adică orice echipă care nu are atacant, e dificil să marchezi, adică ar trebui să aibă un mijloc extraordinar de bun. Răuță e un jucător, din punctul meu de vedere. E un închizător acolo. E un închizător, da. Dar nu e de Dinamo, sincer. Dar îl suplinesc ceilalți care sunt. E un Anton, e un Fabrini. Uite, a revenit Steliano Filip. A revenit Steliano, da, da. Doar că el nu prea joacă și când intră e expus mereu să fie eliminat. Are o nervozitate Steliano Filip, nu știu de ce. Joacă pe o poziție pe care tu ai făcut istoria la Dinamo. E bine să, eu când am fost că el era destul de micuț când a venit și după am plecat eu și a rămas el în continuare, mă rog, era, mie mi-a plăcut foarte mult de el. În schimb, eu am stat de vorbă cu el și i-am explicat. Adică eu tot timpul am fost agresiv și la antrenamente și în meciuri, mai ales în meciul lui cu Steaua. Când eram foarte agresiv, mai ales când aveam pe Bănel pe partea mea, aveam ochii roșii în cap. Clar. Te alerga? Am alergat și nu știu, aveam eu ceva, nu știu, nu... Na. Aveai și tu nervii tăi, cum aveam nervii mei, dar oricum intram destul de nervos în teren. Dar nervii ăștia trebuie să știi cum să îi pui în evidență, în primul rând, în teren, ca adversarul să te simte puțin mai agresiv, dar fără să-i cartonași, fără să faci vreun foul prin care, fără să ataci decisiv. Adică trebuie să știi cum să-i te joci și într-un fel cu ei. Adică trebuie să fii și nervos, dar în același timp și temperamental. Adică... nu e de ajuns să intre doar nervos și mă duc să-i rup piciorul, Doamne ferește. Sau, ca agresivitatea asta, ca să o dezvolt și să mă vadă lumea că eu sunt agresiv și publicul și nu, nu. Acum nu depinde bine. Și din spate cu ce mai venim, pentru că probabil că au și alte scuze, să le zicem, sau poate alte justificări pentru latura sportivă, pentru că trec prin niște situații pe care nu le-am mai întâlnit. Hai să zicem că acum s-au mai stabilizat din punct de vedere financiar și a scandalurilor și cred că poate și acolo un pic a intervenit un dezechilibru, nu crezi? Am nimerit și noi în perioade că nu am fost plătiți la timp. Adică au fost perioade de 3-4 luni de zile în care nu am fost plătiți la că și aveai salariu mai mic. Tu în 2007 aveai cât? 2000? 2000 de 2000, în anul în care Dinamo a avut poate cea mai bună generație. Și țin minte, da, țin minte că toți care veneau la Dinamo atunci prin transfer le arăta contractul meu. Păi știm cât are Bulac.
Ce face? Păi uite, mă, știu cât vrei. Uite cum la Dinamo, exact. Băiat. Bine, adevărul că era un brand care, cu adevărat, te atrăgea ca fotbalist să vii să joci aici. Dar voi aveați era... prime, Cristi, nu? Mari. Da. Cel puțin bine, cu Steaua, bine, venea Cristi Borcea și spunea dacă nu... Bine, și de câte ori jucam cu Steaua? De două ori pe an. Dacă era sistemul cu play-off... De câte ori jucam? Dacă aș fi jucat în fiecare zi cu ei. Dacă era sistemul cu play-off și atunci, Cristi, mai dacă băgați prindeam pe ăla, da, exact. Jucam bine. Adică mai făceați de un contract. Da, mai făceam. Crezi că ar mai veni cineva acum, că ar mai fi cineva tentat de un salariu în Liga 1 de 2000 de euro? Crezi că mai veni așa cu zâmbetul, cu zâmbetul pe buze? Păi majoritatea sunt pe 2000. Mai sunt. Majoritatea? Eu știu că au mai sărit. Mă refer în afară de primele 3-4 echipe pe acolo, adică... Mai uite, sărit un pic chiar și la celelalte. Au mai sărit, salarii, uite, puțin acolo, la Sepsi, care investesc foarte bine acolo și au niște investesc, salarii. Da, cu siguranță foarte bine, sunt pe locul 4 în clasament în momentul de față, deși au, au luat bătaie de la cei de la, de la UTA și un cartonaș roșu în ultima partidă, 2-0 pentru cei de la UTA. Surprinzător oarecum, nu-i așa? Da, bine, Sepsi e o continuă formare, să spun așa. Vor să evolueze de la an la an. Eu am jucat împotriva lor în momentul, în anul când au promovat. Da. Eu eram la Clinceni în momentul ăla. Și mi s-a părut chiar, pentru că simți oricum o echipă și oricum când îi analizezi, o echipă care pleacă de la începutul campionatului, că își doresc foarte mult promovarea, îi simți și în teren și la celelalte meciuri și... parcă își doresc și parcă își dorește și conducerea într-un fel. Nu neapărat, bă, dacă mai sunt echipe, dacă promovăm bine, dacă nu, iar bine. Genul cum a fost și pe la Pandurii, să nu mai știu, când au vândut locul, să nu mai știu, pe la o echipă care a promovat și au vândut locul. Da. Mă rog, în fine, chiar se vedea. Atunci. Bine, s-auzea într-un fel, pentru că s-auzea că va veni un fond de investiții, probabil din Ungaria, deja au creat stadionul, deja își făceau planurile pentru prima ligă, adică au investit foarte mult în momentul ăla. Ei se și bucură de o investiție ușor diferită de celelalte echipe din România, lucru care, iată că e în avantajul lor și atât, adică e doar avantajos. Bine, avantaj și ca noi, ca țară, pentru că... Te mai ridică, știi, un pic. Păi te mai ridică, pentru că în momentul când tot auzi numai insolvență, jucători neplătiți... N-avem stadion. N-avem stadion. Bine, acum am văzut că s-au făcut stadioane, dar nu joacă nimeni pe ele, îți dă poze. Țin minte că tot la fel vorisem la meciul cu FCSB-ul cu Craiova. Ei trebuiau să joace pe Național Arena. Da. A fost o situație cu au coborât cubul, da. Nu știu ce au făcut cu cubul ăla, că nu-l mai ridică. Ceva de genul. Adică de ce trebuia să, dacă să spun sincer, dacă era meci de Europa, ridicau cubul, din punctul meu de vedere. Bineînțeles că ridicau. Adică eu cred că îl ridicau. Deci trebuie să trimitem o echipă pe nu știu pe unde. Ăia la joacă până... Avem, am făcut stadion. Ok, am înțeles că încă nu sunt... Nu le-au... N-au toate avizele. N-au toate avizele, da. Bine, da? La noi durează un aviz mult și bine. Da, adică stadionul facem, cubul rămâne. Mai ales stadionele care sunt clădirile printre cele mai sigure construite într-un oraș și care sunt reglementate atât de strict încât n-ai ce aviz să nu iei, pentru că regulamentul e regulament pentru care trebuie să construiești o astfel de clădire. Dar bine, va rămâne să vedem când... Dacă va ridica cubul. Exact. Acum deja a intrat oarecum în linie dreaptă, urmează să schimbe din nou gazonul, Cristi, pentru a nu știu câta oară. Da, nu știu. În sfârșit apelează la un sistem hibrid, deci să sperăm că va fi ultima oară când vom vedea operațiunea de schimbare a gazonului și, bineînțeles, până nu vor începe meciurile de la turneul final, nu se va mai intra pe Arena Națională. Nu știu, mie mi s-a părut gazonul ăsta pe care deja, deci au făcut stadionul foarte frumos, în schimb l-au lăsat un gazon care se strică la fiecare antrenament, adică nu la meci, la antrenament. Mie mi s-a părut că e exact ca Autostrada Soarelui. O repară în fiecare an. În fiecare an, în mai. În fiecare an și în mai. Vorbesc în mai, eventual în weekend, cu 1 mai. Și în weekend, da, ceva de genul. Un weekend și da. Faci 7 ore până la București. Problema gazonului, nu știu, a fost dintotdeauna, nu înțeleg că ăsta ar fi ultimul lucru care ar trebui să ne pună probleme. Un gazon pus... Mai ales că noi nu avem condiții meteo chiar atât de aprige, cum să nu mă gândesc la Finlanda sau mă uit la colegii noștri. Nu, mă uit, pur și simplu mă uit la Ungaria, da? Care a găzduit atâtea meciuri în ultima perioadă. Ei au un gazon care arată, nu că de Doamne ajută, arată foarte bine. Adică de ce tehnologia lor pe care au aplicat-o și investiția lor poate să supraviețuiască și să arate așa cum trebuie și la noi prin la noi e dificil. Mare, eu nu cred că costă mai mult investiția lor decât cea pe care am făcut-o noi.
Alegerea e greșită, probabil, în funcție de... cine montează. Cine montează, de firma, de... Și să știi că nu este numai asta, este și felul în care se întreține gazonul respectiv, pentru că sunt foarte multe tehnologii și foarte multe tehnici de întreținere pe care doar niște oameni cu adevărat avizați, adică sunt întregi școli de așa ceva, ca să înveți să îngrijești un gazon de teren Alice, sportiv. Iartă-mă, Steaua deci, în anii 80 fie... avea... Chiar spunea la un moment dat un măgăruș și un tăvăluc și gazonul pe Ghencea era perfect. Și uda terenul cu furtună, exact, adică sincer. Exact. Nu erau aspersoarele. Acum s-au făcut școli pentru așa ceva. Sunteți era și Dinamo, erau renumite pentru calitatea gazonului. Acum trebuie să avem câte 20 de persoane, să venim cu lumină artificială și nici așa nu. Au venit cu mai solarele, mai ne și bronzam. Exact. Înțeleg? Și totul reușim să-l ținem și noi, măcar jumătate de an la Cotenac. Da, uite, spun sincer, terenul la Dinamo avea grijă un om de el. Adică un om și mai zic, mai să zic, încă vreo două persoane. Dar un simplu om avea grijă de el și tot îl vedeam. Ba cu tăvălugul, exact, ba cu, ba cu furtunul. Ba... Și poate tehnica aia veche e mai bună. Bă, de obicei, da. Știi cum e, le luăm și pe alea băbești de mai de mult. Bine, acum... au apărut foarte multe chestii și ar trebui să alegem firma respectivă, să avem încredere în ei și să facă un lucru bun. Și ar trebui să fie și puțin, nu știu ce contract a făcut, dar ar trebui să fie și puțin dezavantajați în privința contractului. Adică dacă mie nu-mi place dacă o garanție... Da, să am o garanție și eu, din punct de vedere. Mai ales că acum urmează și meciurile de la Euro, care, iată, s-au stabilit, se vor desfășura în România, se vor desfășura cu spectatori, procentul e de 25%, adică ar fi păcat să ne facem de râs tocmai cu gazonul, dacă de restul de condiții s-au ocupat Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății, astfel încât să fie bune și să reușim să găzduim aceste meciuri care nu vor aduce decât un plus, o plusvaloare României. Bine, dacă ar fi fost la capacitate maximă, poate ar fi fost ceva mai bine, dar asta e. Ce părere aveți? Credeți 12.500 de spectatori vor lua parte la meciurile de la turneul final. Știm că vom organiza 3 meciuri din grupă și o optime de finală. Interesant va fi cum se va intra, pentru că, ok, este condiție esențială să poți organiza acest Euro prezența spectatorilor, pentru că dacă noi, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, am fi spus nu, atunci meciurile ni s-ar fi luat. S-ar fi luat, da. Deci este condiția pe care a trebuit să o îndeplinim, să putem primi în continuare Euro. Haideți să vorbim la telefon cu Iustin Ștefan, secretar general al EPF. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și celor care vă urmăresc. Discutam mai devreme și o să începem întâi cu aspectul acesta. Vorbeam de faptul că în sfârșit s-a clarificat situația meciurilor de la Euro 2020 și vom putea să le găzduim în liniște și cu spectator 25% din capacitate. Ce părere aveți? Credeți că ne îndreptăm așa ușor-ușor către normalitate și pentru Liga 1 și pentru restul campionatelor din România? Da, m-am bucurat când am văzut decizia luată de guvern zilele trecute, mai exact ieri. Eu cred că e un pas înainte pentru a readuce fanii pe stadioane din România. Sunt convins că ministrul sportului înțelege că nu e loc de nicio discriminare și de îndată ce condițiile sanitare o vor permite, vom vedea spectatori și pe stadioane din Liga 1. Eu sper că în ultime etape din play-off și play-out, repet, dacă situația o va permite, vom putea testa regulile pentru Euro chiar la noi acasă și pentru fanii români. Domnule Ștefan, bună seara! Doream să vă întreb, credeți că această decizie vine ca urmare a presiunii UEFA, care pur și simplu ne-a spus că dacă nu dăm drumul la spectatori, ni se vor retrage cele 4 meciuri? Sau este o decizie a Ministerului Tineretului și Sportului care vine și către spectatorul român? Pentru că dumneavoastră ați avut o poziție foarte clară, conform căreia dacă nu se va permite și în Liga 1, veți ataca oarecum această decizie? Da, am spus-o în măsura în care nu se va permite accesul spectatorilor pe stadioanele din Liga 1 și cred că același lucru trebuie avut în vedere și pentru meciurile din Liga 2 și a 3. Voi analiza posibilitatea de a face o solicitare către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, deoarece nu putem face o discriminare între două categorii de publicuri, respectiv cei care doresc să-și urmărească echipele naționale la Euro 2021 și cei care doresc să urmărească echipele din România, indiferent că vorbim de Liga 1, Liga 2 sau Liga 3. Să vă răspund și la întrebare. Da, cred că presiunea UEFA
a avut un rol important în ceea ce privește decizia guvernului. Vedem, iată, că o organizație internațională non-statală are o influență foarte mare asupra guvernelor statelor europene și aceasta arată că suntem într-o lume dinamică și plină de elemente de noutate. În definitiv, să sperăm că lucrurile se vor așeza și pentru spectatorii români care vor să-și vadă echipele jucând și doresc să revină pe stadioane, pentru că iată, a trecut mai bine de un an și toată lumea așteaptă. Dar astăzi am aflat că ați pus în discuție un subiect cu siguranță foarte interesant și anume reluarea unor competiții de copii și juniori. Puteți să ne povestiți un pic despre asta? Da, de câțiva ani discut împreună cu președintele Ligii, domnul Iorgurescu, de posibilitatea de a relua acel campionat de tineret care se desfășura și pe perioada în care dumnealui juca fotbal și ulterior la începutul anilor 90. Noi credem că în măsura în care vom avea un astfel de campionat, cluburile din Liga 1 își vor dezvolta capacitatea de a forma jucători, respectiv își vor dezvolta centre de copii și juniori, academiile de fotbal. În felul acesta putem crea un produs interesant și pentru televiziuni și credem că o structură mai puțin complicată, adică nu, eu știu, meciuri tur-retur, un campionat cu foarte multe meciuri, o astfel de structură ar putea să reducă costurile și în felul acesta să facă competiție eficientă pentru participanți, respectiv pentru cluburile din Liga 1 care vor dori să ia parte la ea. Probabil că în scurt timp vom prezenta proiectul în adunarea generală și vom lua decizie. În măsura în care proiectul va fi agreat, mergem la pasul următor, respectiv căutarea efectivă a finanțării pentru desfășurarea acestei competiții. S-a tot vorbit de-a lungul timpului despre necesitatea de a găsi noi surse de venit, iar noi credem că aceste surse, această competiție ar putea fi o sursă de venit atât din perspectiva drepturilor de televizare, cât și altor drepturi comerciale, cum ar fi cele de publicitate în jurul stadionului. Că tot discutați dumneavoastră de surse de venit, domnule Ștefan, referitor la VAR, până la urmă totul este bătut în cuie, partea cu care va contribui Liga Profesionistă de Fotbal? Mâine se va desfășura o întâlnire la sediul CCA între reprezentanții Comisiei Arbitrilor și reprezentanții DPF. Vor merge din partea noastră domnul Marius Avram și domnul Constantin Stătescu, șeful departamentului juridic. Vor discuta ultimele detalii despre acordul care trebuie semnat între Federație, Ligă, Partenerul Media și FIFA și sperăm să avem un astfel de acord până la data de 30 aprilie din perspectiva finanțării formării arbitrilor, chiar dacă persoana nu sunt împăcat cu această idee, s-au găsit soluțiile și banii vor fi disponibili pentru acest proiect. De ce spun că nu sunt împăcat cu această idee? Pentru că, în mod normal, pregătirea arbitrilor se face de către federație și ei ar fi trebuit să finanțeze lucrul ăsta. Poate în felul ăsta am fi putut direcționa cei 250.000, eu știu, către cheltuielile de operare ale sistemului VAR sau de ce nu către competiția despre care am vorbit un pic mai devreme, dar nu mai contează. E clar că toate cluburile din Liga 1 își doresc VAR și sperăm că acest proiect să fie implementat cât mai repede. Apropo de discuția de mâine, noi sperăm să găsim împreună soluții pentru a reduce termenul de implementare de la cele 10 luni despre care tot au vorbit reprezentanții CCA către minimum de 6 luni, pentru că vedem din ceea ce se întâmplă la meciuri, sunt foarte multe erori de arbitraj, nu le pun pe seama relei credințe. Vedem lucrul ăsta și ca atare VAR-ul probabil că va putea îndrepta cel puțin o parte din aceste erori. Este bine că în definitiv s-a stabilizat toată situația și că se vor bucura și suporterii de un arbitraj poate mai corect decât cel pe care îl tot judecă în ultima perioadă. Legat de competiția de care vorbeați înainte, voiam să vă mai întreb dacă va fi destinată exclusiv cluburilor de copii și juniori al echipelor din Liga 1 sau veți accepta să intre în competiția respectivă chiar și cei de la Liga 2, poate care își doresc să își promoveze copiii și juniori? Păi, vedeți, în măsura în care vorbim de un proiect exclusiv al Ligii Profesioniste de Fotbal, e clar că în această competiție vor putea participa doar echipele de tineret ale cluburilor din Liga 1.
în măsura, că până la urmă nu vorbim de echipe de copii și juniori, ci vorbim de o echipă under 21 sau under 23. Okay. În măsura în care vom găsi un numitor comun cu Federația Română de Fotbal și vom reuși să stăm la masă în privința acestei competiții, de ce nu ea poate fi deschisă și pentru cluburile din Liga a doua? Poate că în felul ăsta s-ar crește numărul de echipe, dar, repet, în măsura în care se crește numărul de echipe, trebuie să fim atenți la costuri, vor fi mai multe meciuri, vor fi mai multe deplasări, mai multe situații în care ai nevoie de stadioane, de închirierea lor și ca atare trebuie analizat, dar de ce nu, e o idee foarte bună, cred că în felul ăsta am putea dovedi că în afara unui conflict de idei între cele două instituții sau mai bine zis între anumite persoane din cadrul acestor instituții, ele pot sta la masă și pot colabora. Bine, cu siguranță scopul comun este creșterea performanței și nici de cum diminuarea ei mai mult decât ar trebui. Deci probabil se găsesc. Da, într-un dialog în contradictoriu nu se diminuează performanța asta, sigur, dar așa cum spune și dumneavoastră, categoric dezideratul ar trebui să fie o bună colaborare între cei doi. Un prim pas a fost făcut, domnul Ștefan. Deja ați ajuns la masă, ați negociat și asupra împărțirii sumei, deci se pare că și dumneavoastră ați lăsat de la dumneavoastră, poate și federația și până la urmă spre bine. Mai mult noi am lăsat, că federația n-avea ce să lase de la. A lăsat o parte din cheltuielile pentru formarea arbitrilor în sarcina noastră, dar nu mai contează. Uneori e nevoie să lași de la tine pentru a debloca un proiect. Poate mai lasă din timpul de pregătire arbitrilor și automat vom vedea play-off. Atunci afirmația dumneavoastră ar deveni într-adevăr validă și ar lăsa ambele părți de la ele câte ceva. Domnule Ștefan, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. O seară frumoasă în continuare de aici, din studioul nostru. Și vești bune, Alice, da? Deci s-ar putea să vedem play-off Cristi în noul sezon. Să dea Dumnezeu. Bine, pare bine că se face un progres în privința varului, în primul rând. Sper să se diminueze lunile mai mult. Exact, să avem. Da, pentru că în ultimul timp chiar sunt probleme de arbitraj și aici nu le înțeleg. Știi de ce? Pentru că nu mai există publicul, nu mai există presiunea care era înainte și automat nu înțeleg ce ne liniștește atât de mult ca să-i disturbe, să nu se concentreze la meci și să facă niște erori de arbitraj la fiecare etapă. Uite, aseară, Cristi, iartă-mă, am avut în City cu Dortmund un reprezentant din România la centru, cel mai bun arbitru cotat Ovidiu Hățegan. Da. Și ai văzut ce fază grea a avut, inițierea a dictat penalti, chiar și cu varul, la un moment dat s-a dus, s-a uitat, iar a revenit. A fost o fază tare încâlcită pe care până la urmă a judecat-o corect. Da, uite că varul te ajută, pentru că e foarte dificil. De-aia a fost făcut să te ajute să vezi unghiurile ale imaginii pe care tu, clar, ca om, n-ai cum să le vezi, pentru că n-ai cum să ai ochi peste tot, că nu ești stroboscop să încerci să vezi chiar tot. E dificil ca arbitru, pentru că intensitatea pe care e atunci, în momentul respectiv, te poate induce în eroare. Și chiar și arbitru de tușă poate să fie mascat de un alt jucător. Și nu e foarte dificil să-ți dai seama. Umane până la urmă. Da, înțeleg, dar sunt unele faze în care mie mi se par că nu sunt chiar atât de umane, că nu știu, nu vreau să zic nimic, dar ideea care mi se par că sunt niște greșeli așa de amatorism și eu îmi doresc foarte mult ca varul să schimbe ceva, în primul rând și jocul să fie mult mai, să mai fie atât de încălcit faulturi la fiecare 5 secunde, 10 secunde. Și avem și deciziile care fragmentează jocul. Din păcate, dacă stăm să nu uităm cât se joacă efectiv la noi, foarte față puțin, de Europa, foarte exact. Puțin, foarte puțin. Și ar trebui frumos să te uiți la un meci. Ne-am uitat la meciul de Champions League. Da. Sunt jucători care nu cad atât de ușor. Au fost niște faze, în primul rând, prin care, în care, pur și simplu, dacă era în România, da, exact, dacă câte penalturi vedeam. Câte penalturi vedeam. Adică pur și simplu îi dădea de la spate, l-a lovit și băiatul nu cădea. Adică nu mai știu cine a fost, Vinicius sau... Dar pur și simplu a continuat faza. Dacă era aici în România, țipa, se oprea jocul. Aici în România, da, lucrurile sunt mai complicate. Și acum mă gândeam să ne îndreptăm puțin și spre Liga a doua, unde aseară am avut meciul între cei de la Csíkszeredo și Rapid, unde Rapidul a câștigat cu 1-0. S-au bucurat, parcă... neobișnuit de... A început play-off-ul, da, și la Liga a doua, Alice, și a început oarecum sărăcăcios. Cristi, am avut un gol în 3 meciuri și acela marcat de Adi Bălan ieri. Da, bine. Ce facem? Că până la urmă, dacă terminăm restul partidelor numai cu egal și fără gol, parcă
ok, echilibrul e la el acasă, pentru că ai văzut, s-au bătut 11 echipe să prindă cele 6 locuri, dar parcă mai vrem să vedem și un pic de floba. Ăsta, finalul ăsta de intrare în play-off, play-out, a fost... Crângeni. Da, și chiar a fost foarte urmărit. În primul rând au fost și meciuri spectaculoase, adică Rapidul a intrat pe ultima sută. Haideți să vorbim puțin cu domnul Angelescu la telefon despre partida de aseară. Performerul etapei, Alice, da? Exact. Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, cum ați văzut partida de aseară. Evident, o victorie de care sunteți foarte, foarte bucuros. Povestiți-ne un pic. Am văzut-o de acasă, de la televizor, consolă și cu emoții. Dar e bine când totul se termină cu bine. 3 puncte foarte importante și... Na, totuși, acum, cât acum 3 etape, eram, cred că, pe loc 11 sau 12 și acum suntem pe primul loc, normal că suntem bucuroși. Și îmi place totuși că echipa a demonstrat și după cele două meciuri cruciale, când am ajuns în play-off, a demonstrat și în primul meci că a căpătat o maturitate și nu s-a văzut, nu a contat atât de mult acea euforie și am reușit să câștigăm. Bună seara, domnul Angelescu! Ați făcut o mutare extraordinară și din punct de vedere al imaginii, un mare Rapidiz l-ați adus acasă. Și iată că apare și o emulație de care echipa avea nevoie, pentru că, după cum spunea și dumneavoastră, ați trecut prin momente grele, ați jucat meciul decisiv de accedere în play-off și acum sunteți lider. Putem spune că venirea lui Nico a creat acea atmosferă de care echipa avea nevoie să continue parcursul bun? Așa sperăm. Acum, eu sper să fie și după acest meci, nu doar pentru un meci. Dar tocmai de asta l-am adus. Totuși nu l-am adus pe Nicu doar pentru emulații. L-am adus pentru că eu cred că are niște capabilități de a fi un președinte foarte bun. Am o relație specială cu el și pe lângă faptul că e o legendă rapidistă, cred că poate să ajute foarte, foarte mult clubul. Dar da, este o lovitură și de imagine și, mă rog, vreau de foarte mult timp să ajung să lucrez cu el și în sfârșit am reușit. Se văd ceva schimbări în performanța celor de la Rapid în urma schimbării lui Nic Grigore. Credeți că poate ar fi trebuit să rămâneți pe aceeași, să nu faceți schimbarea și să nu-l aduceți pe el la echipă și poate lucrurile ar fi stat un pic altfel pentru Rapid sau sunteți mulțumit de situația în care sunteți acum? Suntem pe locul 1, mai bine de asta nu putea să fie acum. Dar, repet încă o dată, nu știu cum a înțeles presa, nu s-a pus problema inițial ca Mită să fie antrenor principal. Miță nu a fost pus antrenorul principal decât acum. Atunci a fost, știa, știut și el de la început că va veni Nicolae Grigore. Știa că o să fie în staful lui Nicolae Grigore. Noi nu am putut să declarăm acest lucru pentru că antrenorul era sub contract. Deci nu a fost o... Nu știu, l-am pus pe Miță, după care ne-am răzgândit și l-am pus pe Nicolae Grigore, după care ne-am răzgândit iar. Nu, trebuia să vină Nicolae Grigore, era din păcate sub contract. Miță a știut de la început că va fi câteva meciuri interimar. Iar după aia, chiar dacă a avut rezultate respective, Miță, eu sunt un om de cuvânt, nu puteam să am un agreement cu un antrenor, să-și dea demisia de undeva și corect. Pentru că, ca și interim, a avut rezultatele respective, să-i spun îmi pare rău, dar nu mai pot să mai vin. Nu e genul meu să fac așa. După meciul decisiv cu Metaloglobus, în care ați jucat foarte bine și ați reușit să câștigați și implicit ați obținut unul dintre cele 6 poziții, domnul Iofi spunea că cel puțin la nivel declarativ va rămâne până la sfârșitul acestui sezon. Da, va rămâne sigur, cum să nu. Am și vorbit cu el, i-am pregătit, au fost foarte meciurile astea unul după altul și nu am avut timp să ne vedem, dar așa cum am declarat și la conferința de presă, el are contractul ca și prelungit, i-am pregătit contractul și este doar o formalitate să-l semnăm. Deci sărbătoriți promovarea cu domnul Iosif pe bancă făcând o glumă așa. Sigur, sigur că da. Și ați mai aveți un câștig, domnul Angelescu, Bălan. Ce ați făcut pentru că, iată, în 4 meciuri a reușit să înscrie de 5 ori, dacă nu mă înșel. Asta trebuie să-l întrebați pe Mița. Nu i-am făcut nimic, Mițe. Eu fi făcut ceva. Am crezut că ați avut o discuție cu băieții și l-ați apostrofat puțin, pentru că nu reușea să marcheze, deși ocazii își crea foarte multe. El fiind un jucător... Nu am asemenea discuții cu jucătorii. Eu nu am, nici dacă am vorbit de 3 ori aduna cu Bălan de când a venit. Nu, e meritul antrenorului, asta clar 100% și a jucătorilor. S-au trezit ei și, până la urmă, ei sunt cei care ne promovează. Așa că... Părinte, să-i întrebați ce-a făcut. Dacă mai permiteți o întrebare, au apărut informații în presă zilele trecute care exista câteva litigi împotriva Rapidului. Ne puteți aduce ceva lămuriri? Totul este clar. Jucători care au fost la Rapid și în momentul de față își revendică anumite drepturi. Din punct de vedere financiar, totul este regulat. Avem anumite litigi, unele se știu, gen litigiile cu fostul antrenor Adrian Ienci. Și mai avem, mă rog, mai avem un litigiu, cred că, cu Ciuculescu. Dar nu sunt motive de îngrijorare din punctul acesta de vedere, lucrurile se vor rezolva.
nu. Cred că orice club mai are litigii cu foști antrenori sau jucători. Nu. Nu este un motiv de îngrijorare. Bine, să sperăm că se vor așeza toate. Domnule Angelescu, vă mulțumim tare mult pentru intervenție și vă așteptăm la noi în platou ca să stăm mai mult de vorbă, că așa în câteva minute nu avem foarte mult timp. Prefer să-l chemați pe Nico, el acum e președinte și ar trebui să... Păi putem să veniți pe rând ca să stăm de vorbă. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Da. O seară frumoasă vă urăm. La revedere. Deci sunt bucuroși, n-au ce să... Un start bun. Cred că Rapid este performanța etapei, Cristi, nu? Singura care a câștigat, singura care a marcat, deci eu nu era foarte greu. Eu chiar întrebam pe Nico, de câte ori mă întâlnesc cu el, că noi ne întâlnim mai des, că, mă rog, suntem și prieteni, când te întorci, mă, Rapid? Și te, mă, nu știu, dar el cred că a vrut mereu, dar era o supărare acolo. Da, bine, e o problemă pe acolo care cred că s-a rezolvat, pentru că altfel nu se reîntorcea. Cu siguranță nu s-a rezolvat, da, s-a rezolvat. Chiar mă bucur pentru el și cred că pentru Rapid ăsta e cel mai bun transfer pe care l-au făcut ei. Și a fost, cred că, și într-un moment bun. După ce au... bine, bănuiesc că discuțiile au fost dinainte de play-off, de meciul cu Metalul Globus. Cred că prin aducerea lui acum, în momentul ăsta, ei au... pleacă foarte bine spre... Hey, domnul Angelescu spunea că ar fi venit indiferent dacă intrau în play-off sau în play-out. Deci, da, bine. Discuții era, da. De asta spun. Discuțiile erau de mai de mult. Și eu îl știu pe Nico foarte bine. E un tip care e un rapidist 100%. Suporterii sunt alături de el și știe să vorbească și cu jucătorii și cred că va fi un pliant din ăsta. Adică între patron... tehnician. Și să nu uităm că cu el și cu Pancu a plecat acest proiect din Liga 4, pentru că Rapidul de acolo a pornit. Și iată-i, sunt foarte aproape restartul. Să ajungă din nou la Liga 3. Nu va fi ușor, este de-abia prima etapă, dar Rapidul pare că din punct de vedere al moralului... E un nume în fotbal, eu... Toată lumea cred că l-așteaptă să revină din nou, ca și Petrolul. Ca și Petrolul. Și a câștigat o deplasare grea, pentru că să știi că la Miercurea Ciuc nu va ori câștiga. Foarte greu, foarte dificil de câștigat acolo. Și nu mă așteptam, am văzut niște meciuri, nu știu, nicio echipă, nu știu, n-a putut face față. O echipă destul de unită. Au un decar foarte bun argentinianul Băuza. Da. O echipă foarte unită, adică se vede că muncesc unul pentru altul și aleargă foarte mult și se dăruiesc și când joci împotriva unei echipe... Foarte bune ei acolo, adică diferite poate de multe echipe, chiar și cu finanțări mai mari. Ți-mi mintealis că transmiteam meciuri la începutul acestui an și la Miercurea Ciuc era singurul gazon pe care se putea juca în regulă. În rest, adică până și Vovo plăcea. Nu mai jucătorilor. S-a putut juca pentru că a nins. Chiar colegii noștri, Ionel și Robert, în emisiunea de sâmbătă prezentau imagini și pur și simplu ne arătau niște terenuri unde nu se putea juca. Iar la Miercurea Ciuc, infrastructura este una extraordinară. Deci să ne dea secretul întreținerii gazonului Național Arena. Da. Da, asta ar fi cel mai important. Și pentru restul stadionelor, că nu știm cu cele care s-au făcut acum chiar cum o să fie când se dă drumul la treabă. Au mers pe sistemul ăsta hibrid, Cristi. Care e diferența? Se simte, pentru că toți jucătorii se plâng când joacă pe sintetic. Sistemul hibrid înseamnă și sintetic, o parte. Da, dar e... Se simte altfel, bănuiesc. Se simte mai altfel așa, dar... Și gazonul depinde, că uite, pe Național Arena când jucam, cred că cât am jucat eu acolo, cred că s-a schimbat gazonul de vreo 2-3 ori, să spun. Se rupe? Am prins vreo 3 gazoane în casă, să zic așa, înțelegi? Probabil că era riscul de accidentare foarte mare. În momentul când făceai o schimbare de direcție, îți intra piciorul exact cum ești la plajă, nisip, înțelegi? Îți intra piciorul și automat se ridica și brazda în sus și îți intra piciorul într-un fel... cam până la gleznă. Ține minte că au fost și destul de foarte multe, au fost foarte multe accidentări în perioada aia când nu știu, s-a schimbat gazonul și era gazonul ăsta foarte dificil. Ține minte că și Național a avut probleme pe acolo. Plus și adversarii ceilalți, da, toată lumea s-a plâns de gazonul ăla. Da. Cred că sistemul ăsta ibrid va fi mai ok. Ne-am găzduit de Champions League, care a fost ok, unde gazonul s-a prezentat cât de cât admirabil. Cred că s-au rugat să vină. Da, păi cred că toată lumea, să nu ne facem de râs. Exact, Alice, vom avea și diseară două partide din Champions League. Te rog, povestește. Mai devreme Porto, Chelsea și capul de afiș finala din sferturi Bayern-PSG. Da, foarte mișto, că uite, retrăim din nou finala. Și uite că se întâlnesc aceleași echipe.
Crezi că PSG-ul... e loc de surprize? Poate la Chelsea cu Porto, că în rest la Bayern cu PSG, indiferent cine ar câștiga, nu cred că ar fi o surpriză. Nu? Sau da, la Bayern Chelsea, da, Porto cu Chelsea. Bine, meciul cel mai urmărit va fi ăsta. Bayern cu PSG. Bayern cu PSG-ul. Și eu ce am văzut la PSG, în momentul când a plecat, a venit nou antrenor, Pochettino, așa, cred că s-a și schimbat puțin sistemul. Nu știu, au joacă mult mai ca o echipă, nu știu, ok, au un atac. Mai au fost mai închegată așa puțin. Da, da, e mai închegată, nu știu. Au și, bineînțeles, au niște jucători extraordinari în față. Deci e un meci de 1x2 diseară. Ceva de genul. Bine, aici vorba și de Bayern, care Bayern e o mașinărie favorită. Favorită, clar, dar să nu uităm meciul spectaculos pe care a făcut PSG-ul cu Barcelona. Și ei chiar dacă, ok, stau bine în campionat, sunt pe un loc 2, cred eu, din... Bayern sau PSG? Nu, PSG. PSG, da, a pierdut acasă cu Lille. A pierdut acasă. 1-0, da, și sunt pe 2. Oricum, echipele astea, chiar și Realul e pe 2. Echipele astea țintesc Champions League. Exact. Indiferent ce loc ocupă un campionat, ele țintesc... E au alte scopuri. Au alte scopuri. Nu. Champions League-ul e faima cea mare. League. Asta e faima cea mare. Că așa... Se bat în alte, în altă ligă la propriu, nu? Da. Adică... Și voiam să te mai întrebăm, Cristi, că mai avem un român în acest sezon de cupe europene. Nicușor Stanciu merge în Anglia să întâlnească Arsenal. Da, în sfertul de final al Europa League, cea de-a doua competiție europeană. Crezi că e loc acolo de o surpriză? Arsenal vine după un 0-3 acasă cu Liverpool. Da, bine, asta vreau să zic. Loc nou în Premier League. Da, Arsenalul e echipă la fel de... cu... Voi ați jucat cu echipele britanice, bănuiesc da, că e, e diferit. Foarte dificil. Toată lumea fuge da, de ele, nu? Da, 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 e foarte dificil. De alergă foarte de agresiv. Alergă, toată lumea da, alergă foarte mult. Nu știu, am impresia că este prin China, pe undeva. Și cei de acolo alergă cu capul, cum spuneau înainte, ieșim cu capetele atât da, de aeriene. Da, 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 de... plus suporterii, nu știu, au stilul ăla lor în care îți dă... Uite, de exemplu, noi am jucat cu împotriva lui Everton. Câștigasem... 5-0 sau nu, 5-1. 5-1 jucase, da. Ca să da. Răspund sincer, când am intrat pe teren, mi-a fost frică. Adică la toți ne-a fost frică. Când din cauza atmosferei, nu? De, când ne întorc, da. Că putem să pierdem meciul, să ne întoarcă. Nu știu de ce. Păi... M-am rugat oricum, primele 30 de minute a fost foarte important, 25-30 de minute, când am luat gol, adică, mă rog, că nu i-am simțit chiar atât. Adică avea o echipă extraordinară, cu Arteta, foarte bun. Da, și voi și noi aveam o echipă pe măsură atunci, în momentul ăla. Dar echipele astea sunt destul practic, de dificile. Practic, tu ai participat cam la cele mai mari performanțe europene a lui Dinamo după 90. După anii grupa 90. Grupa aia perfectă da. În Europa League. Da. Apoi, meciul, din păcate, de tristă amintire cu Lazio, când ați fost ala la repriză da. De cea mai mare performanță a voastră. Da, a fost un meci special atunci și îmi pare rău că, uite, n-am apucat să... de plin visul suporterilor, în primul rând că așteptau din nou atâta timp în Champions League, Dinamo, da. Dar nu știu, a fost ceva de nu... N-am putut să intrăm, nu știu. A și fost... Anul ăla a fost o chestie, în momentul... Știu că dacă termina cineva pe primul loc, intra direct în plus grupul. Finala din... Dar, da, și nu știu, da, și a fost o chestie că total. Nu trebuia să câștige exact. Ceilalți campionatul și... toate s-au aliniat joace, împotriva da. Lui Dinamo. Exact. Și au fost... 6 echipe, cred, sau nu mai știu, 6 sau 8, nu mai știu, 8 echipe, din care două alea nu trebuiau să... Sau ne merit amândouă, în final. Da. Și ne-a spulberat orice vis. Împotriva lui Dinamo, da. Cu asta am început, că toate se aliniază, cu asta am terminat. Mi-ar face tare, tare mare plăcere să mai stăm de vorbă la povești, că avem aici o enciclopedie plină, dar din păcate... Avem un transfer de play-off. Exact, exact, așa este. Doar că știi cum e timpul... Trebuie să-l folosim acum. Repriza noastră, prima repriză astăzi da. este scurtă și din păcate timpul nostru a ajuns la final, dar noi ne revedem mâine, tot de la ora 18, cu subiectele zilei din sport, dar și cu foarte mulți invitați. Rămâneți cu Metropola TV. O seară frumoasă tuturor!